După cum remarcați, aici se desfășoară lucrări de amenajare și funcționalizare mult mai bună a străzii Orion. Pe această stradă se circulă la actuală în sens unic. Nu sunt locuri de parcare. Oamenii își țineau mașinile și încă și remai țin pe pământ, pe pretinse spații verzi. Noua amenajare va face strada cu dublu sens și în plus va oferi locuri de parcare suficiente pentru toată lumea care locuiește adiacent și de o parte și de alta a străzii. În plus se vor planta sute de copaci în lungul acestei străzi. Ce se întâmplă? Lucrările au ajuns acum în stadiul în care nu mai pot avansa din cauza acestor garaje. Dacă ne uităm în jur, remarcăm că garajele au fost amplasate pur și simplu exact pe direcția pe care e firesc să fie trotuar și parcare. Evident că aceste garaje trebuie să dispară. Proprietarii lor au fost notificați cu câteva luni în urmă să înțeleagă că trebuie să elibereze domeniul public, pentru că în contractul pe care îl au există un articol care precizează lucrul acesta, că în momentul în care e nevoie de teren în interes public, în 30 de zile ei eliberează acel teren. Deocamdată niciunul dintre proprietari nu au eliberat terenul. Noi vom continua lucrările și pe partea cealaltă, dar dacă nu vom ajunge la înțelegere amiabilă, așa cum îmi doresc eu să se întâmple, vom fi nevoiți să intervenim în forță. Nu putem să ținem blocat orașul, nu putem să nu facem amenajări de care să se bucure toți cetățenii, care să schimbe și aspectul orașului în bine, pe lângă faptul că el devine mai funcțional, datorită unor garaje. Cât timp mai așteptați până când veți interveni în forță? Câtă vreme putem lucra? Și acum, sigur, nu se lucrează în maniera cea mai potrivită. Nu se lucrează optim, pentru că s-a ajuns aici, firesc era să se continue din această parte. Acum vom întrerupe lucrările aici și vom continua cu tronsonul următor de dincolo de garaje. Și garajele vor rămâne la mijloc o vreme. Dar evident că în momentul în care nu mai putem lucra deloc, vom intra în forță dacă va fi nevoie și vom demola toate aceste garaje. Dar cheltuielile atunci vor fi suportate de proprietari. Peste tot unde s-a potrivit au fost plantați arbori. În total am plantat 21 de arțari pe această stradă. Vreau să subliniez că înainte mașinile erau ținute și de o parte și de alta pe spații verzi, pe pământ. Și se producea foarte mult noroi în zonă, oamenii își murdăreau încălțămintea când mergeau spre mașină, când coborau din mașină și strada era murdară. De acum încolo așa ceva nu va mai exista. Puteți remarca accentul pe care l-am pus pe realizarea de spații verzi, cu adevărat spații verzi, peste tot unde s-a potrivit. Evident că e nevoie de timp până când crește iarba, până când acești arțari vor avea o coroană bogată. Ei arată foarte bine și acum, însă mai au nevoie de câțiva ani, 2-3 ani, până când să aibă o coroană considerabilă. Vom continua cu această amenajare, cu acest tip de amenajări. În cele două cartiere unde am demarat abordarea completă a fiecărui metru pătrat, cartierul Soarelui și cartierul Calea Buziașului. După care vom continua în tot orașul cu această abordare unitară a unui întreg cartier deodată. Evident că între timp vom face amenajări punctuale, așa cum am făcut și până acum și în această săptămână ați fost cu mine pe alte trei străzi, două în Calea Lipovei și una în vecinătatea Gării de Est. Și ați văzut că lucrăm în tot orașul, însă aici este și în Calea Buziașului sunt cele două cartiere unde mergem pe proiecte unitare. Cât
cât au costat lucrările? Lucrările au fost realizate de către SDM și au costat aproape 700.000 de lei cu TVA inclus. Vreau să mulțumesc SDM-ului pentru calitatea deosebită a acestei lucrări, cel puțin la ce se vede în momentul de față. Este o lucrare făcută la un nivel bun de calitate. Lucrarea a fost începută în luna aprilie, dar nu s-a lucrat continuu, pentru că într-o anumită perioadă de timp au fost dislocați muncitorii de aici și duși la Michelangelo, pentru că am dorit să realizăm cât mai rapid lucrările de acolo. Să trăiți, domnul primar! Da, bună ziua! Dau un cuvânt de mână, domnul primar! Bună ziua! Aveam o problemă. Problema la 31, de un an de zile am avut eu aprobare, dacă treceți acolo, vă arăt caisul. E la etajul 4 ajuns. Așa da? Stă pe bloc. Și tot e aprobarea că taie și nu vine nimeni. Tot am fost în... Băi, domnul direct, domnule, cine e? Să dați-l în coasă, să duc acolo. Unii cetățeni doriți să tăiem câte un pom care nu duce necazuri, alții protestează. Așa am pățit și în Dacia, unde am avut plângeri că sunt niște plomi. A fost echipa să-i taie, au apărut proteste ale altora, de ce îi tăiem? Da, am înțeles. Vine domnul director, domnul director, ce că este o sesizare? La ce nu? La 31, pe oglinzi. Așa, la 31 pe oglinzi, că este un cais. E putre de la un metru. Și culcat pe bloc, domnule. Haideți să vedem, să nu se surpe. Păi un an de zile vă arăt și aprobare. Hârtia care e venită că vin să taie, de un an. Aprobat la primărie, că vin să taie. Toate sesizările care intră la Primăria Municipiului Timișoara și mai ales acolo unde prezintă pericol arborele la care faceți referire, se taie. Când? Se taie în acum regim de urgență. Acum am aflat eu. Dacă am aflat eu, se taie mâine. Uitați-vă la mine. Mâine. E bine mâine. Îți sătur până peste cap. E bine mâine. Foarte bine. Atunci, dacă nu se taie mâine, veniți să protestați în fața primăriei. Dacă nu se taie mâine. Mă mai explicați. Fiți convins că se taie. Pentru un pom de asta parcă îmi taie sufletul. Eu sunt cu pescuitul și cu viața. Am plantat pome aici, o mulțime. Dar știți că am avut necaz cu vecinii că au vrut să facă parc și am spus pentru mașini. Parcul, că la noi e mare parcul. Da, da, cum să tăiați, mă, pomii, sunteți nebun la cap. Da. Bine, rog, frumos, bine. Se va tăia, se va tăia. Cu siguranță, numai. Cel târziu mâine, dacă nu astăzi. Rog frumos, să veniți că nu mai bine. Doamne, serios. Da, bună ziua. Uite, cum ai făcut? Da, o să știu. Trebuie scos capacii. Noi avem ceas acolo jos. Da. Mâine, mâine se citește ceas. Cum se citește? Păi nu, nu este, se decupează în jurul lui, se ridică puțin capacul să fie mese și se permite accesul. Se permite, se face. Sigur că da, face. Ceasul jos acolo. Sigur că da, nu?